versete, din Ioan, capitolul 14, versetul 16 și 17. Și eu voi ruga pe Tatăl și El vă va da un alt mângâietor care să rămână cu voi în viață. Și anume Duhul adevărului pe care lumea nu-l poate primi. Pentru că nu-l vede și nu-l cunoaște. Dar voi îl cunoașteți, căci rămâne cu voi și va fi în voi, lăudat să fie Domnul. Amin. Lumea nu are cum să-l cunoască. Amin, așa este. Nu-l vede. Iubiții-mi frați, aduceți-vă aminte când eram în lume. Poate cineva v-a întrebat sau v-a oprit și v-a vorbit despre Duhul Sfânt. Sau vă spunea și vă chema la adunare. Vorbeți despre mine. Nu cunoșteam pe Dumnezeu, nu cunoșteam Duhul Sfânt. Exact cum arată în Scriptură. Dar voi care sunteți aici, lăudați să fie Domnul, vi s-a făcut de cunoscut. Să nu vă îndepărtați de Dumnezeu, spunea acel învățător, lăudați să fie Domnul. Până veți primi o putere de sus. Iubita adunare în Domnul. Ați primit puterea aceea de sus. Amin. Glorie Domnului. Dacă am primit-o, haideți să stăm ca în prezența lui Dumnezeu. Aleluia. De pe bani să spunem un cuvânt. Aleluia. Vorbește, Doamne, căci robii Tăi ascultă. Aleluia. Vorbește, Doamne, căci robii Tăi ascultă. Strâng cuvântul Tău în inima mea să nu păcătesc împotriva Ta. Lăudați să fie Domnul. El să ne ajute ca Duhul Sfânt acela și cuvântul acesta să strângem aici. Orice furtună, orice necaz, orice problemă va veni peste tine sau peste mine, de a avea un scut. Un scut în care Dumnezeu te va scoate biruitor, lăudat să fie Domnul. Poetul din cântare spunea, acel om, mi-aduc aminte de acel Avram, la o vârstă așa de înaintată, Dumnezeu binecuvântează cu un copil. Aleluia. Nu că nu-i vinea să creadă, nu că nu credea, pentru că credința lui era enorm de mare, dar la vârsta lui parcă se îndoia. După ce primește copilul, după acea vârstă înaintată, vine Duhul Domnului peste el și spune, auzi, adu-mi-l ca jertfă. Vreau să te întreb, biserică, din loc. Te-ai pus vreodată așa oglindă să te uiți și să spui, chiar dacă ai 7 copii, chiar dacă ai 3 copii, chiar dacă ai un copil, să vină un om și să spună, auzi, te-am binecuvântat cu 7 copii sau 3 sau 1. Dă-mi unul dintre ei. Nu să-l omor. Nu să-l ucid. Dă-mi să cresc. Ca donație. Eu cred că niciunul din locul acesta n-a fi de comun acord. Și că trăim zile din urmă. Și că este o criză. Și că poate ne gândim pe ziua de mâine că cine unda să mănânce. Nu-l dă. Cu siguranță nu dă. Acest om, la cea vârstă înaintată, nu murmură, nu comentează și spune, da, îți voi da pe acel copil. Pregătiți-vă, mergem la munte. Iubita adunare, Domnul, suntem aici? Amen. Mergem la munte cu copilul să dăm ca jertfă. Ajung acolo la munte jos, mai era însoțit Avram de câțiva, îl ia pe copil și îi spune un cuvânt. Iubiții mei frați, fiți foarte atenți. Un cuvânt care nu știu cum să vă spun. Un cuvânt cu o credință imensă. E peste limita acea credință care are Avram atunci, în momentul ăla când spune cuvântul. Rămâneți aici. Eu mă duc cu copilul și mă voi întoarce înapoi cu el. Lăudați să fie Domnul. Ne vom întoarce înapoi. Nu vorbește la singular. Vorbește la plural. Mă duc și ne vom întoarce înapoi. Iubiții mei frați, știi ce este asta? Credința. El totuși avea credința aceea că Dumnezeu se va îndura. Dumnezeu va face o minune. Pentru că la Avram era promis de Dumnezeu, îți voi da acest fiu, sămânța ta, Avrame, va fi nenumărată, extraordinar de mare. Și când ajungi acolo la munte, spune, rămâneți aici, noi mergem și ne vom întoarce. Și că el
știa că trebuie să meargă, să dea ca jertfă, să fie Domnul. Iubiții mei frați, fără credință este cu neputință să fii plăcut de Dumnezeu. S-au adus cauze așa cum am zis. Dacă ar vei crede, fratele care a urmit înaintea mea, spunea într-adevăr că prin credință, într-adevăr, nevastă s-a vindecat. Mărire Domnului! Iubiții mei frate, fără credință e cu neputință. Trebuie să crezi pentru că ne-am dat cuvântul. Dacă ai cerut ceva din partea lui Dumnezeu, să crezi că ai și căpătat, căpătat-o pe Domnul. El este aici. Dacă n-ai primit și ai venit cu o dorință să-ți dea Domnul ceva, mai fericit ocazie, acum cât ești în adunare să spui, Doamne, eu nu mă duc de aici. Eu nu mă ridic pe picioare, pe genunchi, la 30 minute sau la 5 sau la 10, că spune fratele de aici sau sora, amin. Nu, nu, eu nu mă ridic de aici până mă atingi, lăudați-te Domnul. Eu nu